Da, să le distanță. Da, dragi, dragi, haideți să vedem. Numere complexe. Numere complexe. Da. Comanda la tine. La mine am și-o trei exerciții acolo. Mai dificile? Nu, nu, cele care am avut alea în test. Dar la binomul Newton... Dar vreau să văd ce am făcut, să văd. Este o... Facem acum? Hai să le facem acum. Tu binomul Newton n-ai făcut? Nu. Ba, ce fiu bărești. Nu, să lăsăm piesele. Ia să zic, să lăsăm. Da, să lăsăm. Zim. Da. Deci, determinați modulul și argumentul redus pentru următoarele numere complexe. Așa. Deci numere complexe, da? Da. Numere complexe. E vorba de clasa A 10-a. Clasa A 10-a, teama pentru acasă, da? Da. Poftim. Radical din 3. Da. Plus i. Radical din 3 plus i. Tot la puterea 20. Da. Supra radical din 2. Plus i radical din 2. La puterea 20. Azi să aflăm modulul și argumentul produs. Modulul și argumentul acesta. Putem cu z aici, da? Da, z. Z egal cu și ne interesează cât este modul din z. Și care este argumentul? Argument de z. Argumentul unghiul pe care îl face. Da. Redus la catranul, la cercul trigonometric. Deci nu mă multiplica de nu știu câte ori. Zi. Inițiative. Păi, întâi aflăm modulul cu forma. Da. Am putea să scriem sub formă, să scriem totul la puterea 20 și să-l transformăm în formă. Deci, fix numărătorul și numitor la 20, da. Putem face asta. Deci, cam mai departe cu cine zicem, egal cu radical din 3 plus i supra radical din 2 plus i radical din 2 totul la puterea 20. Și da mai departe cum? Trebuie să aranjăm ca un număr complex. Sigur că da. Să-l aranjăm din clipa asta. Ori pentru așa ceva ar trebui să amplificăm cu radical din 2 o conjugată. Da. Scoatem însă radical din 2 în factor, că da. Devine mai ușor. Da. Da. Deci egal cu 1 pe radical din 2, care este chiar în față. Radical din 2 la puterea 20 ori radical din 3 plus i supra 1 plus i, așa ne rămâne, nu? Totul la 20. E bine? Am greșit ceva? Dar pe lângă radical din 3 plus i, nu trebuia să apară cu 1. Nu, am scos pe radical din 2 deocamdată. A, da. Deci l-am scos pe radical din 2 și am scris așa. Și acum, lucrăm aici algebric. Da? Deci 1 pe radical din 2 la 20 ori radical din 3 plus i pe lângă 1 minus i supra 1 plus i. Vlade, ți-ai renunțat colegii să uite pe să vadă tema pentru la doua zi? Da, am spus. Indirect. Deci stau acasă și că... Da. Așa cum ai făcut-o până acum. Da. M-am uitat numele. Deci 1 plus i pe lângă 1 minus i tot la puterea cât? 20. Și egal mai departe cu 1 supra radical din 2 la puterea 20 ori radical din 3 minus i radical din 2. Deci mulțim acolo. Radical din 3 minus i radical din 3 plus i și plus minus i pătrat e plus 1. Supra 1 minus i pe lângă 1 plus i, 1 minus i la a doua. 1 plus 1. Tot la puterea 20. Și egal mai departe cu 1 supra radical din 2 la 20 înmulțit cu 1 plus radical din 3 partea reală. Da. Da? Deci 1 plus radical din 3 plus partea imaginară plus i pe lângă 1 minus radical din 3. 1 minus radical din 3. Totul supra 2, nu? Da. 2 la puterea 20. Și egal cu 2 la 20 are și în față, nu? Da. Da. Deci egal cu
1 supra 2 la puterea 20. În loc de radical din 2 mai pot să scriu 2 la puterea 10. Așa, vezi că 20 pe 2. Da. 2 la puterea 10. Ori, în paranteză 1 plus radical din 3, plus i pe lângă 1 minus radical din 3. Asta. La puterea 20. Și acum, modulul acelui număr complex ar trebui să schimbe numărul acesta sub formă trigonometrică, ca să mă duc la unii să fac toate povestea. Da? Da. Și acum încep. Modul, deci notăm Z1, hai zicem, Z1 egal cu 1 plus radical din 3, Z1 plus radical din 3, plus I pe lângă 1 minus radical din 3, ca să fie și mai vizibil partea reală și partea imaginală. Știm că este egal cu modul din Z1, pe lângă cos de alfa, cos de argumentul lui Z1, cos de argumentul lui Z1, plus I sinus de argumentul lui Z1. Cos de alfa și sin de alfa, cum spunea. Da. Cum îi puteam da. Face cu direcția axei și eu. Și e cam mai departe cu modul din Z1, să vă aflăm. Modul din Z1 este radical din cine? Partea reală la pătrat plus partea imaginară la pătrat. Deci minimul plus radical din 3 la a doua plus 1 minus radical din 3 la a doua. Și e cam mai departe cu radical din adică la pătrat. 1 plus 2 radical din 3 plus 3. Zi mai departe, plus? 1 minus 2 radical din 3 plus 3. 2 radical din 3 cu minus 2 radical din 3. 1 și cu 1, 2. Și cu 6, 8. Radical din 8. Deci radical din 8. Care face 2 radical din 2. 2 radical din 2. Argumentul. Argumentul lui Z egal cu cine? Aici e povestea. Pentru a reuși argumentul, zicem tangente de alfa, de argument, egal cu tangenta, egal cu B supra partea imaginară, Y pe X, partea imaginară, adică 1 minus radical din 3, supra cât 1 plus radical din 3. Și este egal cu zicem aici. Cât facem aici? Mulțim cu conjugata, da? Da. Deci vine 1 minus radical din 3 la pătrat. Că mulțim și sus 1 minus radical din 3 supra 1 minus 3. Da. 1 minus 3. Și egal mai departe cu 1 minus 2 radical din 3 plus 3. Da. Supra minus 2. Supra minus 2. Și cam mai departe cu? Dăm. 1 și cu 3 fac 4. 4. Da, putem să facem pe 2 ca factor. Scoatem pe 2 de dată. 2 pe lângă? 2 pe lângă 2 minus radical din 3. Corect. Totul supra? Minus 2. Minus 2. Și cam mai departe cu? Minus 2 plus radical din 3. Minus cu minus se duce și face radical din 3 minus 2. Da. Da. Dacă minusul din față îl băgăm și vin radical din 3, minus 2. Iar argumentul va fi arctangentă de acesta. Deci argumentul lui Z1, argument lui Z1, egal cu arctangentă de radical din 3, minus 1. Minus 2. Minus 2, pardon. Minus 2. Arta în genere, arta minus 2. Și, în final, acum mă duc și scriu forma trigonometrică, egal mai departe cu modul din Z1 care, pe care l-am găsit cât? Radical din 8. Radical din 8. Pe lângă. Cos de arta în genere, arta în genere, arta
tangente de radical din 3 minus 2 plus i sinus de cine? Tangente de radical din 3 minus 2. Închidem paranteza. Și cu asta l-am aflat pe Z1. Și nu rămâne decât să ridic la puterea 20, lucru care e destul de urât, să recunoaștem, pentru că rămâne cu arc tangent de radical 3 minus 1. Deci pe calea asta nu reușim să vedem foarte bine. Ar fi trebuit să facem altceva. Poate ar fi fost indicat să scriu pe radical din 3 plus i sub formă trigonometrică. Să ridic la puterea 20, că pare să fie un unghi mai la îndemână, unul clasic, adică un unghi știut. Să fi făcut același lucru și în partea asta, tot ce am scos pe radical din 2, rămânea 1 plus i și 1 plus i să scriu sub formă trigonometrică. Și când mă duc la operație cu numere complexe sub formă trigonometrică. Adic la putere și fac toată povestea asta. Am mers pe mâna ta, Andreea, știi bine că nu refuz inițiativa niciodată a unui elev, că numai așa puteam să spun că nu am șanse să găsesc argumentul. Dacă ți-aș fi spus că n-am șansă, nu știu ce, și hai să ne întoarcem cu partea asta, tu nu erai convinsă că se va întâmpla așa. Adică dacă am ajuns, am văzut așa ceva. Așa că ne întoarcem la exercițiu și după scrierea aceea, în varianta pe care o avem acolo, și anume egal cu, am să scriu aici până sursul, că deci egal cu radical din 3 plus i, radical din 3 plus i la 20, supra-radical din 2 la 20, adică 2 la 10, pe lângă 1 plus i la puterea 20. Egal mai departe. Și notăm cu Z1 primul număr complex, cu Z2 al doilea, și îl trecem din forma algebrică în formă trigonometrică. Deci, vom spune Z1 egal cu radical din 3 plus i și egal mai departe cu modulul lui înseamnă radical din 3 la pătrat plus 1. Da, adică 3 și cu 1, 4, adică 4 face 2. Deci 2 pe lângă. Cosinus de. Să vedem unghiul. Pentru asta, facem imaginea geometrică ca să vă fie și mai clar. X-ul e radical din 3, adică e 1 și ceva, 1,7, și Y-ul este doar 1. Și unghiul ăsta este de câte grade este? De 30 de grade, cum ochiul spune, da? Sau dacă fac Y pe X, 1 pe radical din 3, tangente de alfa, tangente de alfa egal cu 1 pe radical din 3 și egal cu radical din 3 pe 3. Și la câte grade tangente radical din 3 pe 3? La 30 de grade. Deci, cos de pi pe, pi pe 6, parcă nu? Da. Plus i sinus de i supra 6. Și am scris pe Z1 din forma algebrică în formă trigonometrică. Z2 egal cu 1 plus i egal mai departe cu 1 plus i și îl trec din formă radical din 2. Modulul este radical din 2. Pe lângă unghiul știți cât este. 45 grade. Cos de pi pe 4 plus i sinus de i supra 4. Și acum continuă aici și voi spune egal cu lin de fracții. Radical din 3 plus i la puterea 20. 2 la 20, sigur că da. 2 la 20, că așa se zic un număr complex la putere. Zic modul la puterea aceea, iar unghiul se multiplică. Cosinus de pi pe 6 ori 20. Pi supra 6 ori 20. Plus i sinus. Vorbește de rău, că am obosit. Pi pe 6 ori 20. Așa. Supra radical din 2 la puterea 20. Pe lângă cosinus de pi pe 4 ori 20. Plus i sinus de pi pe 4 ori 20.
Da, 2 la 20. Ori cosinus de 10 pe 3. 10 pi pe 3, da? Cos de 10 pi supra 3. Cosinus A. Cosinus. Cos de 10 pi supra 3 plus... I sinus de 10 pi pe 3. Și tot 100. 2 la A 10. Da. Pe lângă cosinus de 5 pi. Cos de 5 pi. Plus I sinus de 5 pi. Și egal cu... 2 la 20, 2 la 10, 2 la 10. 2 la 10. Pe lângă. Cosinus... A, se împart... Cosinus de 10 pe 3 minus 5 pi. Așa se împart două puteri. Da. Se împart moduli și se scad argumentele, da? Deci cos de... De 10 pi pe 3 minus 5 pi. Plus I sinus de... Hai să facem reducere la primul cadran și la unul și la altul, că place ochiul. Da. Și pe urmă să facem operația asta, da? Da. Deci face cât? 2 la puterea A. Face și într-un mod și în celălalt. Deci 2 la puterea A, 10. Pe lângă. Ei, aici trebuie să zicem 1 plus multipli de 2 pi. Da. Adică... Păi... 1 pi pe 3. Ar fi... Nu, împărțim... Unghiul acesta poate fi zis așa, 6 pi plus 4 pi fac 10 pi. Deci zicem 6 cosinus de 6 pi plus cât? Cât plus 4 pi supra 3, da? 3. Plus I sin de același lucru. Sin de 4, de 6 pi plus 4 pi totul supra 3. Și supra cosinus de 5 pi, care poate fi văzut ca fiind 4 pi plus pi, plus I sinus de același lucru. Da. I sinus de 4 pi plus pi. Și egal mai departe cu 2 la 10, pe lângă. 3 se distribuie celor două. Da, și 6 pi și 4 pi, deci va veni cosinus de 4 pi pe 3, să zicem, de 4 pi pe 3 plus 2 pi plus sinus de același lucru. 4 pi pe 3 plus 2 pi, da? Și totul supra. Aici, deodată, înseamnă cos de pi plus sin de pi. Pentru că multiplul de 2 pi, datorită prelejității, se adună cos de, scrim așa, cos de alfa plus 2 ca pi, e ca cos de alfa. Multiplul de 2 pi, da? Da? Și sinusul la fel. Da. Așadar, aici fiind 4 pi plus pi, înseamnă că asta este alfa. Deci vine cos de pi, cosinus de pi, plus I sinus de pi. Și egal mai departe cu, vom spune, 2 la 10. Înmulți cu cosinus de, aici iată și periodicitatea rezolvată, cos de 4 pi pe 3 rămâne, da. Cos de 4 pi supra 3, plus I sinus de 4 pi supra 3. Și jos, cos de pi, plus I sinus de pi. Și egal mai departe, cu 2 la 10, ori, pe lângă cosinus de... 4 pi pe 3 minus pi. Adică rămâne? Da, pi. Cos de 4 pi pe 3 minus pi, dacă duci la aceeași jumătate și vrei să faci calculul odată, cos de pi pe 3. Cos de pi supra 3, plus I sinus de pi supra 3. La întrebarea ta, cât este modulul și cât este argumentul, răspunsul. Argumentul e 2 la 10, modulul este 2 la 10, iar argumentul e pi pe 3. Deci argumentul este pi pe 3, a numărul complex care ai dat tu la început, da? Și modulul este 2 la 10.
mult mai clar a fost așa, pe partea cealaltă nu am greșit cu nimic, dar nu s-a putut lucra la rezultatul numărului complex în urma mulțirii sub forma algebrică. Concluzia care este? În forma care-i dat, când se sesizez că ai șanse, radicalul 3 plus 1 și cealaltă și ai șansa unor unghiuri ușor de descoperit, atunci se duce așa. Da. Alte chestiuni. Unghiul redus este acesta, pe 3. El a fost multiplicat, dar trebuie pe reștezi, dar nu am ajuns la rezultat cu acesta. Da? Zi-mi, te rog, altceva. Și calculați rădăcimile de ordin N ale lui Z. Ale lui Z? Din calculul acestui, da? Putem? Din acest Z, da? Nu. Altă numără, da. Deci N egal cu 6. N egal cu 6. Iar Z este egal cu radical din 3 plus I. Z egal cu radical din 3. Radical din 3 am negosit plus? Subradical. Subradical eu. Radical din 3 plus I. Radical din 3 plus I, așa? Da. Supraradical din 3 minus I. Deci radicalul lung? Da, da. Supra. Așa, deci Z egal cu radical din 3 plus I supra? Radical din 3. Minus I. 3 minus I, așa am zis, da? Nu, asta nu e subradical. Jos nu este subradical I. Doar sus. Dar și sus e o prostie. Deși radical din 3 doar atât. E greșit, da. Greșit. Probabil e greșit. Deși e greșit, nu se poate să fie așa. Adică radical din 3 duce spre un unghi cunoscut, e toată povestea asta. Da. De mai înainte. Deci Z arată radical din 3 plus I supra radical din 3 minus I. Și să le găsim rădăcină de ordinul 6 din Z-ul ăsta. Da. Toate rădăcinile. Facem așa, scriem sub formă trigonometrică și pe asta l-am văzut odată, cât da. Este. Partim 2 pe lângă. Da, e 2 pe lângă cos de 6. Pi pe 6, plus I sinus. De pi pe 6. Și jos este același de sus, numai că e cu minus. E da. Conjugatul ăsta de sus. Da. Și unghiul cu minus pi pe 6. Da. Deci vine 2 pe lângă. Cosinus de minus pi pe 6 plus I sinus de minus pi pe 6. Dar la cosinus dispare minus. A dispare pi pe 6 și minus a dus și în partea asta. Dar că eu l-am aranjat așa ca să pot împărți. Da, da. Să împart două numere complexe cu numele. Înseamnă cosinus de pi pe 6 minus ăsta de jos, minus, 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 plus pi pe 6. Plus I sinus de același lucru, 2 pi pe 6, da? Adică este egal cu cosinus de pi pe 3 plus I sinus de pi supra 3. Deci pe Z l-am așezat sub formă trigonometrică. Și acum să găsim rădăcinile de ordin 6. De fapt, o formulare frumoasă a fost în exercițiu ăsta așa. Să se găsească rădăcinile ecuației Z la 3-a, Z la 6-a egal cu A, virgulă, unde A este un număr complex de forma radical din 3 plus I supraradical din 3 minus I. Așa l-aș format exercițiu. Deci, să se rezolve ecuația Z la 6 egal cu A, unde A este așa ceva. În felul ăsta ar trebui să găsim toate rădăcinile de ordine cu 6. Ecuația Z la 6 egal cu, înseamnă că trebuie să găsim Z1, Z2, Z3, Z4, până la Z la 6. Deci așa ar fi meritat, ar fi fost mult mai interesantă formularea. Și acum, după ce pe A am scris o formă trigonometrică, deci A egal cu forma trigonometrică cosinus de I pe 3 plus I sinus de I pe 3. Deci am trecut din forma algebrică, în formă trigonometrică. Acum, rădăcina de ordin 6, rădăcinile, ecuația aceea, ecuații binome, vor însemna următoarele. Deci, Z indice K, Z indice K, egal cu radical de ordinul K din, modulul, număr,
din toată asta, hai zicem așa, cosinus de pi pe 3, nu, z indice, ca z indice n. Da. Deci z indice n egal cu radicalul de la n, din cos de pi pe 3 plus i sinus de pi supra 3, și egal cu radicalul dintr-un număr complex, radical din modul, deci radical de ordinul n din 1, că modulul este 1 aici, pe lângă cosinus de alfa pi pe 3 plus 2k pi supra n plus i sinus de fostul unghi pi pe 3 plus 2k pi totul pe n. Unde e, ia valorile 0, 1, 2, până 0, unde k, apoi. K, k, ia valorile 0, 1, 2, până la n minus 1. În cazul general, nu da. Formula. În cazul nostru, când n egal cu 6, pentru n egal cu 6, ia valorile de la 0 la 5. Atunci toate rădăcinile vor fi așa, z, nu z indice tot z, k. K z indice k, trebuia spus aici. Sau e k indice 0, k indice 1, k. Așa, deci z indice k va fi radical de ordinul 6. Da? De ordinul 6 din cosinus de pi pe 3 plus i sinus de pi pe 3, care înseamnă radical de 6 din 1, 1, 1. Cosinus de pi supra 3 plus 2k pi totul supra 6 plus i sinus de pi pe 3 plus 2k pi totul pe 6, unde k ia valorile 0, 1, 2 până la a 5. Până la 5, da? 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Și le scrie. Pentru k egal cu 0, obținem z0, prima rădăcină, este cosinus de pi pe 18 sinus de i. Exact. Cosinus de pi supra 18 plus i sinus de pi supra 18. Pentru k egal cu 1, cosinus de 2 pe 3. Z1 va fi cosinus de 2 pe 18. 2 ori 2 pe 6 și cu 1, 7. Nu, când k-ul e 1. A, da. Da. 2, 3, 6 și cum 7 pi pe 18. Da? 7 pi supra 18 plus i sinus de 7 pi supra 18. Când k egal cu 2, obținem z2 egal cu cosinus de 13 pi supra 18 plus i sinus de 13 pi supra 18. Când k egal cu 2, 3, k egal cu 3, z 3 înseamnă cosinus de 19 pi pe cosinus de 19 pi supra 18 plus i sinus de același lucru i sinus de 19 pi supra 18. Când k egal cu 4, z 4 egal cu cosinus de 25 pi 18. 25 pi supra 18 plus i sinus de 25 pi supra 18. În k egal cu 5, z 5, așa se rădăcine, este asta, cosinus de 31 pi pe 18. 31 pi supra 18 plus i sinus de 31 pi supra 18. Și cu asta am aflat cele 6 rădăcini ale, nu? Ale ecuației binomic z la 6 egal cu a, unde a a fost numărul complex și celul de acolo. Da. Altceva?
Rezolvați următoarele ecuații binome în două moduri. Așa. Z. Z la 6. Z la 6 egal cu? Minus 1. Minus 1. Nu este. Minus 1 fără egal. Minus 1 egal cu 0. Z la 6 minus 1 egal cu 0. Așa, z la 6 minus 1. Egal cu 0. În două moduri, da? Da. Cum te gândești de acolo? Să găsim partea de decizie, dar două variante despre tu. Păi, am zis așa. Înseamnă 0 la 6 egal cu 1. Și ar trebui acum să găsim toate cele 6 rădăcini. Într-un mod, a fost varianta care am gândit-o mai devreme. Așa. Iar într-un alt mod, aș zice așa, să zicem, mai, varianta de mai înainte, zicem egal mai departe cu 1 plus i, 0 i. 0 i face, da? Îl privesc ca un număr complex. Și o scriem acum ca un număr, cât este, modulul de este 1, lângă cosinus de x1, y-ul este 0. Care ar fi unghiul? Care ar fi numărul complex? Că x-ul este 1 și y-ul este 0, este aici. Unghiul e 0. Da, unghiul. N-am deschizătură. Cos de 0. Cos de 0 plus y sinus de 0. Sin de 0 e 0 și o să fie exact așa. Da. Dacă l-am scris sub formă trigonometrică, atunci spunem ZK egal cu radical vreo 6 din 1, pentru că cosinus de 0 plus 2K pi supra 6 plus I sinus de 0 plus 2K pi totul pe 6. Unde K ia valori de la 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Ia valoarea mulțimea asta. Și acum mergem cu K egal cu 0. Deci pentru K egal cu 0, prima rădăcină e cât? Deci pentru K egal cu 0 găsim Z 0 egal cos de 0 plus sin de 0, cos 0 e 1. 1, da? Da? Am scris-o deodată sub formă algebrică. Pentru K egal cu 1, Z1 egal cu cosinus de pi pe 3 plus sinus de pi pe 3. Cos de, așa bine, 2 cu 6 se simplifică, cos de pi pe 3 plus i sinus de pi pe 3. Și o putem găsi. Cos de pi pe 3, cos la 60 de grade, cos de 180 pe 3, 60 de grade, da? Da. Cât e cos la 60 de grade? Este sinusul la 30. Sinusul la 30 și 1 pe 2, parte, nu? Da? Da. Deci vine 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Că sinusul da. E complementar. Deci 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Pentru că e egal cu 2. Z 2 egal cu 2 pe 3, cosinus de, dacă 2, cos de cât? Păi 2 pe 3. Și va 2. Veni 2 ori 2, 4 pi pe 6. Așa. Și 2 pi pe 3. 2 pi pe 3, corect. 2 pi pe 3 plus i sinus de același lucru. De 2 pi pe 3. Și egal cu, adică un pi pe 3 este 60 grade, de 2 ori câte 60, 120 de grade. Cos la 120 de grade e minus 1 pe 2, 2 și sinusul e radical din 3 pe 2, pozitiv plus. Deci minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Pentru K egal cu 3, Z3 va fi cos de pi, așa bine? Da. Cos de 3 ori 6, da. Cos de pi plus i sinus de pi. Care înseamnă cos la pi minus 1, minus 1,
sin de pi, au stărugilat, este 0. Da. Deci minus 1. Pentru că e egal cu 4, z, 4, egal cu cosinus z. 4 pi pe 3. 4 pi pe 3, plus pi sinus de 4 pi supra 3. Și este egal 4 cu... ori, 4 ori cât e 60, 4, 6... 240. 240 de grade. Pe cercul trigonometric îl facem. Da? Deci cercul trigonometric. Suntem în cadranul 3. Am depășit pe 180 cu cât cu 60, nu? Pe 240. Cam așa vine. Mai sunt 30 până la 270. Sinus, cosinusul este ăsta, minus 1 pe 2. Și sinusul e minus radical între pe 2. Da. Deci vine minus 1 pe 2, minus i radical din 3 pe 2. Când cau este egal cu 5, z 5 este egal cu cosinus de 5 pe 3. 5 ori cât e pi pe 3? 5 ori 100. 5 ori 6, 300. Da. Adică până am depășit pe 270 cu 30 de grade. Ăsta e 300, ăsta e 300 de unghi, da? Da. Mai sunt 60 până la 360 pentru închis cercul. Da. Și atunci cosinusul e 1 pe 2, iar sinusul e minus radical de 3 pe 2. Deci cos de cât a spus? De 5 pe 3. 5 pi pe 3 plus i sinus de 5 pi supra 3. Se face cosinusul 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Iată cele câte rădăcini. 6 rădăcini. 1, 1 pe 2 plus i radical între pe 2, minus 1 pe 2 plus i radical între pe 2, minus 1 pe 2 minus i radical între pe 2 și 1 pe 2 minus i radical între pe 2. Acestea sunt cele 5 rădăcini. Asta a fost varianta trigonometrică. Acum mi-ai cerut două variante să vedem și o variantă algebrică. Da? Deci am avut așa, z la 6 minus 1 egal cu z, da? Da. Z la 6 minus 1 egal cu 0. Înseamnă că pe 1 îl scriu ca 1 la 6 și echivalent cu z la 3, totul la a doua, poți să spun așa. Da. Minus 1 la a doua. Și egal. A la a doua minus B la a doua, cu cine este egal? A la a doua minus B. Și egal cu A minus B. Pe lângă A plus B. Și faci egal mai departe cu... Z la 3 a minus 1 pe lângă Z la 3 a plus 1. Și asta e egal cu 0, când pe lângă fiecare e egal cu 0. Deci aș avea două ecuații. Z la 3 a minus 1 egal cu 0. Și Z la 3 a plus 1 egal cu 0. Deci va avea. Dar în loc de 1 zic 1 la 3. Și am acum la 3 minus B la 3. Cu cine este egal? A minus B. De Z minus 1, pe lângă Z pătrat, plus Z, plus 1, nu? Da. Deci a la a doua, plus AB, plus B pătrat. Egal cu 0, înseamnă că de fapt am Z minus 1 egal cu 0, sau, tot atât vine Z pătrat. Plus Z plus 1 egal cu 0. De aici, dată Z1 egal cu 1, și Z2, 3, Z2, 3, e quasi gradul de rezolvat. Egal cu minus 1, plus minus radical din 1, minus 4 a ce? Minus 4. Minus 4, totul supra 2, 2. Și egal cu minus 1, plus minus i radical din 3, supra 2. De unde găsim? Z3 egal cu... Deci Z3 egal... Z2 egal cu minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Și Z3 egal cu minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Da? Acestea sunt din prima variantă. Uitați-vă că... Eu nu șters aici, din păcate. Trei din ele le-ați găsit. Da. Da. 1, Z1, Z1, că sunt notate altfel, dar e important. Da.
Dar e minus 1 pe 2 plus i radical în 3 pe 2 și minus 1 pe 2 minus i radical în 3 pe 2. Și acum să ne ducem la ecuația cealaltă. E vorba de 0 la 3 plus 1 la 3 egal cu 0. Echivalent cu a scrie. A la 3 plus B la 3. A. A plus B. Deci vine Z plus 1. Pe lângă Z pătrat. Filmul să vede. Pe lângă Z pătrat. 46. Da. Z pătrat minus Z. Plus 1, da? Z plus 1 pe lângă Z pătrat minus Z plus 1 egal cu 0. Când am produs egal cu 0? Deci, odată, Z plus 1 egal cu 0 și Z pătrat minus Z plus 1 egal cu 0. De aici înseamnă Z4 egal cu minus 1, iar ca 4 decine, și Z5-6 egal cu 1 plus minus i radical din 3, să vezi de fapt, da. Supă 2. Eu înseam Z5 egal cu 1 plus i radical din 3. 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Iar Z6 egal cu 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Observați cele câte rădăcini. 6 rădăcini pe care le-am obținut. Am două metode, mi-ai zis. Da. Trigonometric și algebric. Alte ecuații? Puteți le faceți. Ei, s-a înțeles acum ce am făcut. Și celălalt... Vine test, mai după mâine. Da, și celălalt este asemănător. Da, mai am asemănător. Ecuații binomii care se pot face și... O să facem de dacă trec la ce îmi vrea așa, eu, da. Atunci vreau să oprim, ca să trecem cu...